Până acum, diversele activități legate de zonele de agrement, Aqualand, strandul municipal, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Deva și a bazelor sportive, deosebit de importante pentru municipiul Deva, se desfășurau în cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva. În urma analizelor efectuate, administrația locală a decis ruperea din SPIGM a activității obiectivelor de agrement și sportive pentru eficientizare și o mai bună coordonare a activității în aceste obiective. Proiectul inițiat de primarul Florin Mancea a fost adoptat în ședința de astăzi a Consiliului Local. Serviciul public agrement va avea 48 de angajați, preluați din cadrul SPIGM și își va începe activitatea de la 1 octombrie 2022, timp în care se vor îndeplini formalitățile legale de înființare.